avem și noi o curiozitate. Care fasole merge mai bine cu ciolanul afumat? Cea românească sau cea importată? Vă invit să aflăm împreună ce preferă românii. Vă place ciolanul cu fasole? Îmi place, dar nu în permanență. O dată de două ori pe an. Dacă ciolanul este românesc, știți că fasolea este adusă din Egipt sau din altă parte? E și fasole românească și fasole de Egipt. Este adevărat ce spui tu. Dar ce aveți despre ea? Foarte bună și fasolea de Egipt. Fierbe foarte bine și are și gustul mai bun ca a noastră. Deci, ca să nu te mint. Da, foarte mult. Dacă ciolanul este românesc, știți că de fapt fasolea este adusă din Egipt sau din China? Știu de o mănâncă mea din grădina mea. Că eu am grădină la țară. Da, ați gătit vreodată cu cea importată? Da, am mai gătit, dar nu prea cumpăr de aia străină. Nu, nu. Eu am grădina mea, eu cultiv roșii, castraveți, tot. Se vede diferența între cea... Bineînțeles. Una e grădina mea și alta e să cumperi. Tot felul de alea după piață. Nu prea cumpăr de-astea străine. Cum să nu? Știți că, de fapt, fasolea este adusă din Egipt, din străinătate. Sigur. Ce părere aveți? Proastă. Cum să nu? Dacă în România nici fasole nu se mai găsește. Îmi place. Îi face și domn primar pe aici al nostru. Am înțeles. Dar știți că ciolanul este el românesc, dar fasolea din Egipt și din alte țări. Cum adică? Eu am fasole românescă, Zăznăgov, uite, poftim. Producător Siliștea Zăznăgov, fasole. Și fasolea noastră este dintre aia care o bați așa cu parul și este și cu paie de alea. Aia care e pe aici este din porț, aia nu e bună. Poate să fie și cu gărgărițe, ia. Ce părere aveți despre cea din import? Nu-s bune. Impresia mea este cu cei care conduce parlamentul, guvernul cu tare, că importă. Și noi suntem cu marfa noastră aici, nu ne vindem. Uitați, asta, produse românești. Și nu putem să le vindem, stăm aici. Dacă luăm 50 de lei pe zi, tot marfa asta dai.